dar ăsta i-aș da un chardonnay din ăla rece, din ăla crispy așa, care să-ți completeze. Facem pui cu mere. Din livadă, by Fresh Full Fructe de Băinești, să nu vă sperie aceste imperfecțiuni, să vă sperie perfecțiunea. Deci pe mine perfecțiunea mă sperie la oameni și la alimente. De ce? Pentru că oamenii perfecți sunt falși, iar legumele perfecte sunt alea pe care le ții pe raft până mai filmăm noi și la anul și ele sunt perfecte în continuare. Nu, un măr din livadă de la mama lui trebuie să aibă imperfecțiuni. Aveți pe Freshful aceste supe care vă salvează foarte, foarte mult timp. Mie mi se par senzaționale pentru că sunt naturale 100%. Sunt supe făcute din oase, din resturi. Din resturi ești cele mai bune supe. Am aici două borcane. Mai pun unul pentru că... Opa! Pentru că vreau să vă arăt cât de serioasă este supa asta. Uite, e groasă, e gelatinoasă, e fix ce trebuie. Le găsiți pe Freshful, scutiți timp. Cam cât? Mult. O supă serioasă să facem câteva ore. Minim ore? Eu recomand minim 8 ore să faci o supă. Da, dar să nu fiarbă. Să nu fiarbă, să fie la temperatura de fierbere, să-și extragă toate aromele din oase, resturi, pentru că supele se fac din resturi, din, uite, de pildă eu am curățat niște legume și le voi pune în supă chestiile astea. O să-l înțep. Deci acum urmează ceea ce doamna Ortanța și-a dorit de la început, acupunctură de pui. Suntem pe tratament chinezesc. Uite ce frumos îl înțep. L-am pezandat bine. Și acum îl scufund în această supă și îl las aici. 20 de minute, o jumătate de oră să se umfle puțin, să-și ia aromele astea superbe. Avem celebrele mere. Și mă apuc să caramelizez toate legumele, dar o să încep întâi cu usturoiul. Puțin ulei, puțin unătă. Tai în două usturoiul și îl pun aici ca să aromatizez practic invenția asta. Cimbru, să pun merele. Poate vi se părea dubios, dar combinația asta de mere cu cimbru, cu unt și cu usturoi, auzi. E ceva absolut superb. Și acum, la fel și cu legumele, le tai sovaj, ceapa în două, pun și pasta de la început, niște țelină, le lăsăm până prind puțină culoare, uite așa aș vrea să prindă toate, cum e aici. Așa, și venim cu partea a doua. Stropșor de ulei și tot așa până sunt caramelizate toate foarte bine. Puiul nostru s-a blanșat și după cum vedeți s-a umflat exact ceea ce ne doream. Bă, spa de pui. Spa de pui, frate. Uite-l ce frumos e. S-a umflat pieptușul în el. Sare. Pentru că o să ne facă pielea crispy. Puțin ulei de măsline. Puțin, și anume, unt. Asta zici că e în Bali, mă. Venim cu legumele. Dar pui cu măr-e dulce? Nu. Și cu el, la cuptor. Dam, s-a furat mireasa și s-a adus înapoi. O să iau niște usturoi din ăsta care s-a copt. O să punem niște sare de sus, puțină lămâie. Un strop de ulei. Și o să încerc să fac chestia asta o pastă. Usturoiul copt e dulce? Usturoiul copt e dulce. Ăsta e mușdei de bogați. Nu, e mușdei de hipsteri. Doar hipsterii coc. Îi dăm niște lovituri dintr-o parte cu niște muștar de Dijon. Că eu sunt fier după muștarul de Dijon, mai ales ăsta. Ai crescut la pomalul cu... Da, pomalul Dijonului. Eu am crescut pomalul Dijonului. Pomalul muștarului de Dijon. Așa. Facem un dressing absolut drăguțel. Punem puțină miere,
ca să-i dăm și dulceață. Și, atenție, o să radem niște măr. Pentru că, din punctul meu de vedere, mărul cu muștarul, friends forever. Forever! Vreau doar pasta, după care vreau și un pic de textură. Punem și asta aici. O să folosesc doar cozile. Și pentru că hipsterie, și pentru că vitamina C, și pentru că textură, și pentru că au culoare. E, aici o să mai pun un strop de apă minerală, pentru că vreau să fie forțos. Uitați-vă, mă, uitați-vă, bă, bă, aici. Uitați-vă, frate, aici. Uitați-vă cum arată asta, uitați-vă. Acum îi dăm lovitura finală. Dar ăsta i-aș da un chardonnay din ăla rece, din ăla crispy, așa, care să-ți completeze. Și pentru că m-a certat Ortansa că arunc pătrunjel, da, răspunsul este da, doar că l-arunc de sus. Hai pe freshful.ro sau comandă din aplicație.